Ce drăguț! Cât de frumos! Cum ți s-a părut locația? Locul mega frumos. Vrei să arăt ceva mișto? Da. Hai, vin. Ce să mereți ceva mai mișto de atât? Ceva mai mișto! Hai de cap! Faza e că toată lumea de acolo, acum n-am, asta nu se, tot zicea de insula aia, că ce mișto insula aia, că ce mișto insula aia. Noi când am fost cazați cu Nico, când am venit aici, noi eram, cred că un pic mai încolo, cred. Dar vedeam căsuța aia roșie de pe insulă. Și toată lumea zicea că insula aia, dar nu aveam nicio treabă. N-am vrut să zic, nici nu știam ce să zic, știi? Să nu fac nici pe Nicoleta să se simtă prost, că acolo am fost cazat cu Nico sau nu știu ce, știi? Ce mișto chestia asta, nu cred. Și nici nu mi-a rupt sufletul în două să zic, bă, unde m-ați adus, să-mi aduc aminte amintiri și acum am rupt sufletul, nu mai știu unde să mă împart. Chiar îmi place maxim. Bine, da? Putem să stăm două zile aici? Apropo de asta, cum te-ai simțit cu Nicoleta, comparativ cu Nico, în același loc, practic e oarecum același loc? Da, uite, vezi, e o comparație care, da, trebuie făcută. Păi, cu Nico, hai să ne plimbăm, hai să, nu știu, era mai rece toată situația, înțelegi? Hai să, nu mai știam deja ce să facem, deja începusem să ne plictisim. Ăsta e adevărul, înțelegi? Și din partea ei, și din partea, că am simțit-o. Pe când cu Nicoleta, eram, nu știu, ca și un cuplu din ăla când merg, numai că atâta cu camerele, că, știi? Ne-am dus undeva frumos. Pentru? Pentru frumusețea vieții. Cheers. Cheers. Au luat cina pe malul mării, bucurându-se de unul dintre cele mai romantice apusuri de soare. Am văzut că e serios, nu te-am văzut deloc serios prea mult. Păi, eu știi ce, tu știi ce să prinzi, ți-am pregătit eu? Și imediat după lăsarea întunericului... Mai mănânci? Da. Mai mănânc pe tine. Aur, să zic ceva, las că să zic imediat. Și-a luat inima în dinți și a dezvăluit surpriza pe care i-a pregătit-o. Hai zice, vrei spune. Se spune acum ce vreau. Iată, am zis că să nu te deranjezi, mâncă nimeni. Hai, eu aici, când am venit, n-am avut culoare. A, nu ți-au dat brățar. Nu. Ce ai? Am... Ai o brățar. Este? Am două. Ai două? Da, vreau să-ți ofer brățara asta. Pentru trăirile noastre aici. Pentru trăirile noastre aici. Și pentru ce va urma. Înaintea plecării la Dream Date, a solicitat echipei să primească două brățări de culoare portocalie, simbolul cuplului lui, pentru a-i arăta Nicoletei hotărârea de a renunța definitiv la partenera care l-a însoțit de la Cluj în Thailanda, dar și intenția de a-și continua relația acasă. Pentru bărbatul care a luat o hotărâre definitivă, eliminând din viața lui partenera care i-a fost alături 2 ani, noaptea Dream Date-ului a fost și noaptea în care s-a bucurat de compania femeii care i-a adus din nou fericirea pe chip. Cum arată un bărbat îndrăgostit? Din punctul meu de vedere, un bărbat îndrăgostit este super atent, dulce, să-i facă poftele femeii, să fie acolo pentru ea, să fie lângă ea. Dar ca ipostază, ți se pare degradant să vezi un bărbat îndrăgostit, se pare umilitor, uite și pe fraierul ăla s-a îndrăgostit de aia? Nu. Nu, multă lume înțelege greșit că ne facem ca femeile, deci ne feminizăm, să zic așa, sau cum... Multă lume înțelege că un bărbat, dacă se îndrăgostește, nu trebuie să arate chestia asta, dar nu, cred că trebuie să ajungi să te cunoști la un moment dat, să zici, bă, da, m-am îndrăgostit, să-ți placă...